Salutare oameni buni, eu sunt Cătălin și bine v-am găsit la un episod de Bastion și în cazul în care nu vă amintiți, în episodul trecut acolo la sfârșit am rămas noi cu două sharduri, mai avem doar două sharduri de luat și este foarte posibil ca chestia asta să se întâmple în episodul de astăzi, cred că o să ajungem și la celelalte două sharduri și o să le luăm, dar sunt destul de sigur că nu o să termine jocul chiar acolo, cred că o să mai întâmple ceva pe la sfârșit și o să vedem noi, cred că o să mai fie încă un episod în afară de acesta, sunt destul de sigur că nu o să fie ultimul, dar oricum seria este pe terminate și în cazul în care ați aflat acum de seria asta sau nu știu, poate că ați ratat unele episoade, o să fie un playlist în descriere cu întreaga serie, toate cele, dacă nu mă înșel, 7 sau 8 episoade de până acum, în fine, ceva de genul acesta. Deci da, cam asta este cu introducerea, haide să mergem și să vedem ce nivel avem. Ok, și se pare că am găsit aici următorul nivel, următorul shard, ăsta o să fie penultimul, suntem foarte, foarte aproape și cam asta este, haide să mergem. Can't rightly call Mount Zan the mountain anymore. Ok, cred că o să fie... Deci aici, pum, pare eu că o să ne batem cu o grămadă de broaște, de broaște din alea care sar. There's no more mountains now. Okay. There's no place left for the beasts of the wild to go. Mă simt aici ca și cum aș plimba pe Oana Romană, dacă știi ce zic. We only found their little lair because they found themselves a little shard. Nu, lasă-mă în pace. Deci eu nici măcar nu mai stau să mă bat cu astea. They've been building a bastion of their own. Deci nu vreau să mă bat cu voi, lăsați-mă în pace, mirosiți toți, a ce nu ar trebui să miroasă cineva. Nu, lasă-mă. Sper să nu ne batem cu ceva foarte hidos astăzi, deși este foarte posibil. Trebuie să batem florile astea, hai, du-te de aici. Arzi, mori, așa, mori. What? Ah, ok. Se pare că se descărcase chestia asta. Dar pe unde trebuie să o iau? Pe aici? Poate pe aici? Oh, cred că pe aici. Am găsit părinca. Ah, nu era pe aici. Ah, pe sus. Uite, am găsit. Ok. Ce asta? Ăsta o să fie cumva o mitralieră. Well? There's only one kind of mercy left these days. Cum tragem cu asta? Bă, ești nebun. Ah, mi-am amintesc că asta e un fel de aruncător de grenade sau ceva de genul. What the fuck? E destul de șmecheră. Ah, ok, deci asta e pe click dreapta și asta e pe click stânga. Bun. E destul de bine. Și voi ce vreți? Deci voi ce vreți? Deci either them or us. Ai de cap, mă. But if we win, they win too. Our bastion is everybody's gain, not just ours. Voi ați văzut că am omorât, gen că am dat one shot cu chestia aia? Ai de cam eu cât de puternică e arma asta. Deci nici nu știu de ce mai încercați. Voi vedeți ce ține o mână în momentul ăsta, v-ați dus pe dic. Bă, chestia asta îmi dă și mie damage. Uite, vreau să încerc. Vreau să văd dacă îmi dă și mie damage. Dacă dau așa și mă duc spre... Bă, îmi dă și mie damage, ești nebun. Ok, cred că o să trebuiască să ajungem aici la chestia asta, pentru că o să ne ducă la... O să ne sară gen peste niște chestii și o să ne ducem mai departe. Presupun, așa funcționează. They've been searching for cores and shards, just like we have. Ok. Apare și bestiile astea caută core-uri și sharduri cum am căutat și noi, dar nu știu sincer de ce fac chestia asta. Și tu de ce mă ataci? Deci, de ce mă ataci? Știu că asta ești programat să faci, dar... Maybe they've thought about turning back. Just like we have. Am găsit shardul. Well, we just really need their shard. O să trebuiască să mă bat cu o grămadă de chestii hidoase, nu? Well, sunt obișnuit. Kid got it fair and square. Aoleu, sunt două de-astea. Nu. Deci de ce? De ce faceți asta? Nu. Lăsați-mă, de ce s-a făcut imaginal negru? Well, măcar avem chestia asta, gen aruncătorul ăsta de grenade sau ce-o fi și... Nici măcar nu trebuie să ne batem cu ele. Nice! He's done what's best for him, don't you worry. Nu vine să cred că am scăpat. We'll all be better off once the bastion is complete. Deci ne-am pișat pe ei, am scăpat. Cred că am făcut nivelul ăsta vreo 2 minute, nici măcar n-am mai stat acolo să... N-am mai stat să mă bag cu chestiile alea. Cred că o să fie un episod destul de scurt. Asta dacă ultimul shard nu o să fie foarte greu de luat. Ok, haide să-l băgăm. The monument's getting better. Zolf sure did a number on it, though. Well, hai să luăm chestia asta la rând. O să upgradăm ce ăsta fam... Nu, wait, cum se numește chestia asta? O să upgradăm memorialul și upgrade. The memorial may be finished, but our part is far from over. Ok, well, haide să mergem să facem și următorul nivel și nu știu ce a fost cu lagul ăla. Just a couple shards left. The quarry's gotta have one, right? Ok, se pare că acesta este nivelul Burstone Quarry. Cred că ăsta o să fie cel mai greu nivel de până acum, fiind ultimul și sper să nu dăm de creaturi foarte hidoase, dar oricum știu că o să se întâmple asta, deci haide să mergem. Imagine everything you need to build a city like Ceylandia. Ok. It takes hard work and planning, and it also takes Burstone Quarry. Ok, deci ce e chestia asta? The tunnels beneath the quarry must have softened the blow from the calamity.
Ok. Uite, capul, tu ce ești? Tu ce ești? Those fort natives. What the fuck? Rattletails. Rattletail? Ok, aparent așa se numește creatura asta. Ce am dat GG-ul acolo să ia? De ce am dat one shot? Oh, chestia asta mă ajută. Nu știu dacă vedeți. But more about that in a little bit. The quarry came with a lifetime supply of windbags. Ok, deci ce trebuie să... Deci eu nu înțeleg ce e locul ăsta. These rocks are source of life. We found that the oldest ones remember things. Uite, cred că pietrele astea genul ăsta care ies din pământ sunt destul de importante, nu știu de ce, dar așa pare. Bun, cred că trebuie să o luăm pe aici. Din câte vă trebuie să ajungem la fiecare switch din ăsta și să le aprindem și după se ducem pietrele astea înapoi în pământ. Nu știu de ce facem chestia asta, dar cred că asta trebuie să facem. All the time. Taking it all in. Ok. Ar trebui să bag o pălincă. Ok, luăm pălinca. După dăm cu... Nu. Lasă-mă. Hai de cap, nu. The rocks were calling them. Keeping the quarry free from pests turned out to be a problem. Rattletails kept tunneling in the snack on windbags. Nici măcar nu știu ce se mai întâmplă în momentul ăsta. Eu pur și simplu trag cu asta. Windbags, the quarry might not have its special qualities. Ok, pe aici e fundătură. Well, cred că o să fie ceva aici. Even stink eyes started taking root in here. Da. Ai de cap meu. Nici măcar nu observa că eram aproape să mor acolo. Ok, well, continuăm. Se pare că mai avem, cred că, două șanse. Și cum ajung acolo? Uite, cum ajungem pe partea asta? Sau trebuie să iau un jos? Ah, ok, trebuie să iau un jos. Bun. Nu prea înțeleg ce se întâmplă în momentul ăsta. Eu pur și simplu trag pe aici cu armele și cred că voi... Ai de cap, m-am păzut. Cred că voi sunteți și mai confuzi decât mine, cu mult. Dar și îmi pare eu că nu prea spun așa multe chestii, dar sincer, nici măcar nu prea am ce să spun de chestia asta, pentru că nu prea înțeleg mare lucru și evident că în clipurile de bestie nu prea e normal să vorbesc despre niște chestii anume, trebuie pur și simplu să vorbesc despre joc, să mă concentrez aici pe joc. Ai, nu mai am pălincă, nu mai am pălincă și nu mai am nici viață. Well, Doamne. De ce sunt prost? Ok, mai e ceva important pe aici. Au, văd acolo un switch. Ok, hai să mergem. Hai de cap. Doamne, ce e asta? E o broască gigant. De ce existi? Deci, nu. Ai de cap meu. Revin eu. Ok, am ajuns bun, deci am ajuns înapoi aici, haide să batem broasca asta uriașă, nu știu sincer cum o să facem pentru că se ferește foarte, foarte ușor de... Da, deci se ferește foarte ușor de bombele astea, gen de bombele de la arma asta, așa că nu prea știu ce să fac. Poate o să încerc cu arzătorul ăsta, dar trebuie să mă feresc și de celelalte prostii pentru că mai trage și cineva cu dăstea, gen cu bombe din alea din cer, nu știu exact, haide cap în pălincă. Ok, deci nivelul ăsta e greu. Nivelul ăsta e destul de greu. Adică mai sunt în chestii... pălincă, nice. Haideți să dăm și cu astea, nu știu. Wait, ce naiba am făcut? What? Ok. Nici măcar nu mai înțeleg ce naiba se întâmplă în momentul ăsta. Cred că ar trebui să bagi în prostiile alea mai întâi. L-am bătut! Ai, de cap, eu nu pot să cred că l-am bătut. Then the kid hears a voice calling from down the hall. Are you all right? It says... Ok, o să ne întâlnim cu cineva? Oh! It's him. Ok, la asta nu mă așteptam. Ok, aparent o să trebuiască să vorbim cu el. Well, nu știu ce o să se întâmple. Fracture, what? Ok, haide să vedem. The bastion is under siege. Let it fall. You should not go back. Ok, ne spune că ar trebui să nu ne mai întoarcem la bastion, dar nu înțeleg de ce. Kid hears him, but he ain't about to be deterred. Ok, bă, boss, nu ești vreun șardu oricum. Sănătate și noroc, hai de aici. If that's the way it is, he says, then I won't stop you. Ok, cred că o să se întâmple ceva because foarte, foarte nașpa. Will... Aoleu, și-a duce odată șatra să ne oprească. Ai, de cap, tocmai ne-a zis Zulf ăla că o să vină cu șatra după noi. Well, asta este, haide să ne întoarcem la bastion. Say what you will about Zulf. But he's a man of his word. Bă, au venit ăștia peste noi, au venit țiganii peste noi. Ești de bune, bă, ne-au invadat țiganii. Ai de cap meu. Bă, boss. Aoleu. Boss, lasă-mă, nu. Ce le facem noi ăstora? Ok, hai să luăm o pălincă. Oh, ok, l-am omorât. And here they came to take revenge. Ok, măcar nu sunt așa puternici, dar cred că au distrus tot bastionul. They got inside the bastion and shut the door.
kids got going through the bag. Cred că au făcut niște chestii foarte, foarte nasoale ăștia. I should have told them sooner about all this. Știți ceva? E foarte posibil să terminăm jocul astăzi. Nu știu sigur dacă o să-l terminăm, dar e destul de posibil. Ok, haideți să vedem ce e asta. Unfortunately, they broke in and they started digging their holes. Something wrong sprung out of those holes and it's eating away at this place. We tried to stop them, but we needed help. Ok, aoleo, bă, voi vedeți ce ne fac ăștia la bastion, bă, hai, boși, plecați de aici, hai, deci plecați de aici că v-ați dus pe dic, voi vedeți ce am eu în mână, deci eu am un arăzător în mână, un arăzător de porci și am și un tun, deci n-aveți voi, bă, tu ce cauți cu mitraliera aici la mine acasă, bă, deci ăștia sunt așa nesimțiți, deci uitați-vă voi la aici, sunt cei mai nesimțiți oameni care pot să existe în lumea asta, deci cum să intri la om în casă, după să-i spar și tot ce are prin casă și să-i fur tot ce are prin casă și a murit. Nu, deci se duc pe dic ăștia, mai mult ca sigur. Deci hai să văd, hai. Luați voi una din aia, așa, nice. Ia și tu una din asta, că tu te crești maker cu shotgun-ul, așa. Someway, he sends those are a packing. Problem is, it didn't matter. Zulf's plan worked. We find each other as the dust settles. Then I tell him why the Ura came to get us back for the calamity. What? It was Ceylandia's master plan to wipe the Ura out. Ok, Ura sunt gen tipii ăia. But part of that plan backfired, didn't it? Da, Ura sunt tipii care ne-au atacat, așa se numesc. If only Zulf knew the whole story. Ok, bă, boss, mai zici ceva? Ok, ăsta n-are nicio informație pentru noi. Sincer, chiar nu știu ce să fac în momentul ăsta. Cred că chiar dacă o să băgăm noi corurile aici, astea așardurile, cred că nu o să se întâmple mare lucru, dar în fine, haide să încercăm. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. Wait, mai avem chestii de făcut? Gen, mai avem chestii de luat? Ok. We need an awful big lost and found under the circumstances. Now all we need is one last shard. Ah, ok, o să mai trebuiască să mai luăm un shard ca să reparăm noi aici toată șmecheria. Știți ceva? Haideți să facem asta în acest episod, pentru că este foarte posibil ca după chestia asta să se termine tot. Ok, deci haideți să vedem care este nivelul. The Ura swooped down from the east. At least now we know the way. Ok, pe unde ar trebui să fie? Ah, uite, ăsta este bun. Uruzendra Gate. Ok, cred că de data asta o să mergem noi la ăștia acasă, gen la ăia, la Ura acasă. Și sper să ne căcăm pe ei. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. Se pare că ăsta o să fie ultimul nivel. Haide să mergem. A mess like that could have only been made by hand. What? Cum ne-am căzut pe acolo? What the fuck? Ok, nivelul ăsta arată... The calamity failed. Oh. And he's right. The Ura stand is living proof of that. Ok, nivelul ăsta arată destul de șmecher. Haide să vedem ce putem noi să facem. Bă, deci ăștia cu pușca sunt atât de nervanți. Cred că o să stau pur și simplu aici și o să aștept să moară. Și easy. Ah, ok, ăsta se și teleportează well. Cred că nu ne-am luat armele cele mai potrivite pentru nivelul ăsta. Ah, ok. A dispărut sau a murit? Nici nu dau seama. Da, cred că ar fi trebuit în loc de gen de arzătorul ăsta, cred că ar fi trebuit să-mi iau și eu sabia sau ceva de genul. What? Ce ne-a s-a întâmplat? At the heart of the calamity was a simple idea. Okay. We never wanted to go to war again. Wanted to rule it out. Am văzut că scria acolo jos, gen aici, scria day 2 afternoon și asta înseamnă ziua a doua după amiaza, deci cred că practic am făcut așa un salt în timp și... Da, deci ideea e că am făcut acolo un mic salt în timp ca să nu mai pierdem timpul, presupun. Ok, ce mai e pe aici? We sought solutions far beyond the city. Ok, day 3 morning. Ok, aparent asta este ziua a treia. Aș vrea să găsesc gen un arsenal ca să pot să pot să-mi schimb armele. Și, doamne, enervant mai este și omul ăsta. Uitați-vă voi. Deci e mai enervant decât martorii lui Jehova. Uitați-vă voi la el. Ok, și pe aici ce mai e? Deci de câte ori am căzut de pe mapă în seria asta, nici măcar nu știu. Și tu ce vrei, mă? Doamne, uitați-vă la prăpăditul ăsta ce încearcă el să facă. Aoleo, săracul de tine. Deci pun pariu că nu ești în stare nici măcar... De fapt, știi ceva, nici măcar nu o să mai spun. Am gata să fac o glumă de căcat, deci mai bine nu mai fac. Sper să ne batem la sfârșit cu Zulf ăla și gen să-l omorâm sau ceva de genul, pentru că nici nu mai țin minte. Nici nu mai țin minte ce se întâmplă la sfârșit. Mi se pare că o să facem ceva alegeri la sfârșit, gen sunt două, cred că sunt două sfârșituri la această poveste, dar nu sunt sigur totuși. Și tu ce crezi că faci? Deci tu ce crezi că faci cu viața ta? Ai de cap, mă, încă unul.
Deci ăștia sunt așa enervanți. Hai mor odată, easy. Oh, ce asta? Un upgrade, ok. Hai pe barcă, barcă, barcă. Nice, mergem cu barca. It came from an Ura, a brilliant young scientist named Ven. What? Despre ce e vorba? Ven worked for the Mancers, the sharpest knives in the city's drawer. Deci, bă, te văd cum te ascunzi acolo în boschi. Să nu crezi că nu te-am văzut, gheiule. With his help, the Mancers devised a way to seal the Ura tunnels shut in a flash. What? Just like that, every last Ura living in the Tassel terminals will be gone. Bă, ăsta de ce stătea lângă mine când dormeam? What the fuck? Gen, dacă voia să mă omoare, nu putea să mă omoare în somn sau ceva de gen? What the fuck? Deci, faza asta a fost așa retardată. Nici măcar nu vreau să știu de când mă privea ăla când dormeam. Ok, ce e pe aici? This discovery was never to be used, they said, except as a last resort. Ok, asta este ziua 5-a, aparent și nu, păsări, vă rog eu frumos. Ah, ok, avem gen arzătorul, nici măcar nu mă mai supără păsările astea. Bă, îl atacă pe ăsta. Nici n-aveți idee cât de bine îmi pare că îl atacă gen pe ăsta. Ok, le-am făcut aici cel mai mare clean-up, GG. But Van didn't like being manipulated. He had plans of his own. Dar cine e Van? Că nu înțeleg. Am auzit gen că a zis înainte că a creat nu știu ce, dar am înțeles ce. He sabotaged the Mancer's little science project, set it to blow up in their faces. Nu prea înțeleg despre ce este vorba, dar în fine, da, chiar nu știu ce să mai zic, așa că o să continuăm aici să batem proști din ăștia. Și cred că suntem foarte aproape. Deja e ziua 7-a și văd că gen devine nivelul tot mai înghețat. Remember, the Bastion can fix everything. We just need that shard. Ok, hai de capul meu ce s-a întâmplat. Ok, deci nu mai trebuie un singur shard și tu ce vrei să faci? Deci, doamne, deci nimic nu faci cu viața ta, mori. Ia-l, nice, l-am luat, easy. Hai de capul meu, bă, ne l-a luat înapoi, ești nebun? Too bad the Ura ain't exactly been willing to collaborate on that front. Bă, ești nebun, deci le-am furat shardul și după ni l-a furat înapoi. Well, o să trebuiască presupun să-l omorâm pe tipul ăla care a plecat gen cu shardul. Ok, dar mai întâi trebuie să ne ocupăm de păsările astea. Deci, astea sunt cele mai proaste creaturi pe care le-am văzut în viața mea. Deci, uitați-vă voi la ele. Doamne, de ce existați? Deci, nimic nu faceți cu viețile voastre. Easy, for nice. Now, kid had little choice but to pick up where the calamity left off. Ok, cu chestia asta gen, n-ajungem cumva acasă? Că presupun că n-ar trebui să mergem acasă fără shard, dar în fine. First things first, though, there's someone we figure needed rescuing. Zia. The Ura fell back, no doubt planning the next move, but we knew ours already. Bun, deci se pare că nu am găsit shardul data asta, adică l-am găsit, dar gen n-am reușit să luăm. Deci nu știu ce să fac în momentul ăsta. Cred că o să oprim episodul aici și o să mergem noi și o să îl terminăm data viitoare, pentru că nu vreau să fie un episod atât de mare. O să las aici și o să vedem noi punctul culminant în următorul episod. Deci da, cam asta este. Da, deci sper că v-a plăcut episodul acesta și după cum ați văzut acolo, au venit țiganii de la noi peste bastion, ne-au furat aici toate chestiile, au furat-o gen și pe Zia, nici nu vreau să știu ce îi fac în momentul ăsta, deși am așa o presupunere. Dar în fine, o să trebuiască să terminăm acest episod, sper că v-a plăcut și sper că vă place această serie și este foarte, foarte aproape de final, așa că puteți să mai sugerați și alte jocuri, poate chiar în stilul acesta sau poate în alt stil, dar da, mai sugerați jocuri în secțiunea de comentarii pentru că vreau să încep și o altă serie după ce o terminăm pe aceasta. Deci da, cam asta este, sper că v-a plăcut. Eu sunt Cătălin și o să ne vedem ca întotdeauna data viitoare. Pa!